Probabil ați observat că sunt vremuri de mare secete în țara noastră. Sunt multe lacuri care au secat, sunt multe râuri care au secat și noi putem să punem aceste lucruri în cârca încălzirii globale și, bineînțeles, probabil că există cauze naturale la tot ceea ce se întâmplă, dar vreau să știți că, dincolo de cauzele naturale, ceea ce se întâmplă în țara noastră, are cauze spirituale. Cauze spirituale. Oare câți dintre noi am avut discernământ să pricepem că seceta sub care se află țara noastră are cauze spirituale? Pentru că în Scripturi este foarte clar. Că atunci când se închid cerurile și nu este ploaie și nu este apă, are cauze spirituale acest lucru. Vedeți chiar și ploile când vin, vin sub forme violente care mai degrabă distrug decât bine binecuvintează Pământul. Și asta s-a întâmplat în ultima vreme peste țara noastră. A fost și secetă mare, și acum când se anunță ploi, există acest risc ca ploile să fie însoțite de grindină, mai degrabă să distrugă, decât să binecuvinteze. Și nu știu câți dintre noi suntem conștienți că la toate aceste lucruri există o cauză spirituală. Pe lângă asta, vreau să vă anunț că există o mare secetă spirituală în biserica din România. Poate nu se vede, pentru că știm să camuflăm foarte bine lucrurile în bisericile noastre, dar vreau să fiți conștienți că există o mare, mare secetă spirituală în țara noastră. Prezența lui Dumnezeu nu ne vizitează așa cum am dori, așa cum ar trebui să fie în mijlocul nostru, duminică de duminică, prezența lui Dumnezeu. Acolo unde nu este Dumnezeu, acolo unde nu este prezența, nu este abundență spirituală. Și vedem cum din ce în ce mai mulți tineri renunță la calea credinței, vedem cum din ce în ce mai mulți oameni caută doar anumite stări, caută doar confort, caută doar să vină duminica într-un loc în care să-și mai anestezieze puțin conștiința încărcată de păcate și de lucruri nedumnezeiești, și să știți că dincolo de ceea ce se poate vedea, există o secetă mare spirituală în Biserica din România. Pot să vă spun și ca și lider și ca și pastor că este din ce în ce mai greu să păstorești o biserică, este din ce în ce mai greu să te pui la dispoziția lui Dumnezeu și sunt o grămadă de lideri spirituali în țara noastră care se confruntă cu probleme grave, cu depresii, cu, cu desnădejde cu lipsa speranței, pur și simplu din pricina faptului că este din ce în ce mai greu să poți să lucrezi cu oamenii. Oamenii sunt din ce în ce mai nemulțumiți, sunt din ce în ce mai multe lucruri care și le doresc. Este o competiție din ce în ce mai mare între biserici. Ok, sunt biserici care devin profesioniste din toate punctele de vedere, plătesc închinători, plătesc, știu eu, oameni să facă entertainment, să facă o grămadă de lucruri, ok, și bisericii care nu își permit să facă lucrurile astea, ok, a, li greu. Dar motivul principal, să știți, motivul principal, pentru că astea sunt pur și simplu metode omenești, prin care încercăm noi să mai susținem biserica, motivul principal este această secetă spirituală, care este în țara noastră. Este o secetă spirituală, legat de cuvintele lui Dumnezeu. Este o secetă în închinare, este o secetă la rugăciune, este o secetă în auzirea cuvintelor lui Dumnezeu. Știți, putem să ajungem și noi ca și în vremea lui Samuel, în care cuvântul Dumnezeu spune, știți ce? Că revelația era rară. Revelația era rară. Și ce se întâmpla în fiecare zi acolo, la templu, cu fiul lui Samuel? Pardon, cu fiul lui Eli continua să se întâmple la templu tot ce treia să se întâmple. Adică jertfele continuau, lucrurile continuau, dar revelația era rară. Mă înțelegeți? Adică noi putem să facem activitățile noastre, să continue, să facem fel de fel de lucruri, dar revelația să fie rară. Descoperirea dumnezeiască să fie rară. Și puțin oameni să poată să perceapă lucrurile lui Dumnezeu. Na, da, ne stă în față un nou sezon. Și mi-aș dori să ne pregătim pentru un nou sezon. Și m-aș bucura să ne pregătim pentru un nou sezon și nou sezon care ne stă înainte o să fie un sezon în care se vor întâmpla lucruri din perspectiva mea. Este un sezon în care Dumnezeu ne cheamă să ne schimbăm mentalitatea. Este un sezon în care Dumnezeu va lucra mult la mentalitatea noastră. Este un sezon în care trebuie să ne întoarcem în acest loc Căutați mai întâi. Știți, ca să poți să cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu, este nevoie să schimbi mentalitatea. Atât de departe am ajuns, nu în ceea ce Dumnezeu vrea, ci în ceea ce Dumnezeu nu vrea, încât trebuie să ne schimbăm mentalitatea și să ne întoarcem în acel loc, în a căuta mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Ca celelalte lucruri să ni se dea pe deasupra. Dacă Dumnezeu are evalua biserica din România, să vedeți cât de mult căutăm împărăția lui Dumnezeu versus să facem lucrurile prin propriile noastre puteri, am fi șocați. Pentru că aproape în orice lucru, pentru că există din ce în ce mai multă prosperitate în mijlocul nostru, căutăm din ce în ce mai puțin pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu mai e nevoie neapărat pentru noi să-L căutăm mai întâi. Ci dacă cumva se întâmplă ceva care e peste puterile noastre, peste ceea ce noi putem să facem, atunci, ok, mergem și noi spre Dumnezeu. Dar dacă nu, nu avem nevoie de El. Nu trebuie să căutăm mai întâi pe Dumnezeu. Prima dată facem ce vrem noi, umblăm în ce vrem noi, în planurile noastre, în împlinirile noastre, în satisfacerea în, în, în nevoilor noastre personale și apoi, dacă îi vorba și de Dumnezeu, trebuie să fie și El acolo. Dragilor, există mulți oameni, chiar și în biserica noastră, care au mentalitatea asta vin la biserică să fiu și cu Dumnezeu, ok. Dar vreau să știți că asta nu este mentalitatea împărăției lui Dumnezeu și nu este o mentalitate în care noi trebuie să trăim. Și nădăjduiesc că Dumnezeu va lucra în mijlocul nostru și ne vom întoarce și ne vom întoarce la a căuta împărăția lui Dumnezeu mai întâi. Dar în vremurile astea în care din ce în ce mai mult în biserică Oamenii vin plictisiți de rugăciune, nădăjduiesc că noi ne vom întoarce din ce în ce mai mult înspre rugăciune. Înspre rugăciune. Da? Există mai multe oportunități în care poți să vii să te rogi și nădăjduiesc că tu începi să cauți mai întâi Împărăția Lui Dumnezeu și să devii un om a rugăciunii. Există o întâlnire a femeilor de rugăciune în fiecare marți. Există o întâlnire a bărbaților la rugăciune în fiecare vineri. Există o întâlnire de rugăciune în fiecare miercuri, există o casă de rugăciune aici a care poți să vii de luni până vineri, să te închină într-un Dumnezeu, de fapt, pentru perioada asta, marți și miercuri, cu deschisă pentru toată lumea. Duminica dimineață o să ne focalizăm din ce în ce mai mult înspre rugăciune, pentru că cred că rugăciunea este cea mai mare nevoie a bisericii în vremea de azi. Și cred că cel mai puțin din ceea ce practicăm în ziua de astăzi este să ne rugăm. Cred că am devenit așa, oameni care ne place să ascultăm predii, să auzim ce mai zice unul, ce mai zice altul, închinare, ce mai cântă unul, ce mai cântă altul, dar foarte puțin să fim oameni care ne rugăm înaintea lui Dumnezeu cu stăruință ca să se întâmple lucruri. Trebuie să ne întoarcem în acest loc a rugăciunii. Trebuie să fie un punct de contact între om și Dumnezeu pentru ca omul să poată experimenta manifestarea puterii lui Dumnezeu și a proviziilor sale supranaturale. Ați auzit ce am spus? Vă repet fraza asta. Trebuie să fie un punct de contact între om și Dumnezeu. Pentru ca omul să poată experimenta manifestarea puterii lui Dumnezeu și a provizilor sale supranaturale. Dar Dumnezeu are resursele promise pentru noi. Însă fără un punct de contact, noi nu intrăm în posesia acestor lucruri. Dacă nu a prins lumina de la întrerupător, nu înseamnă că nu este curent. Sau resurse pentru a avea lumină, ci o problemă la punctul de contact. Vedeți, nu putem accesa aceste resurse divine promise de Domnul dacă nu există un punct de, contract, de contact, între noi și Dumnezeu. Dacă faci un sondaj în biserici, sunt mulți oameni azi care cred în puterea Lui Dumnezeu, însă care nu experimentează manifestarea puterii sale, doar ce nu înțeleg că este acest punct de contact de multe ori avem impresia că nu există putere disponibilă sau resurse pentru noi, dar să știți că realitatea e că noi nu știm cum să accesăm aceste lucruri. Și lucru cel mai simplu în accesarea acestor lucruri, să știți, că acest punct de contact între nevoile omului și resursele Lui Dumnezeu este rugăciunea. Rugăciunea este lucru pe care Dumnezeu l-a stabilit să fie punctul de contact cu ceea ce El deja a prestabilit să se întâmple. Unde nu există rugăciune, nu există punct de contact și nu există acest punct de contact, nu poți primi ceea ce Dumnezeu deja a declarat că vei avea. Frați și surori, suntem conștienți că în domeniul spiritual, în lumea spirituală, au fost rânduite așa de multe lucruri pentru noi în care să umblăm. Și vreau să știți, oriunde te uiți pe paginile Scripturii, oamenii care au umblat într-o viață de rugăciune profundă, au interferat cu cerul și au experimentat puterea supranaturală a lui Dumnezeu și lucrurile astea nu sunt doar pentru o anumită categorie de oameni, pentru elite, ci lucrurile astea sunt pentru toți oamenii lui Dumnezeu. Există așa de multe lucruri rânduite pentru tine, pentru viața ta, pentru tine, pentru casa ta, dar trebuie să stabilești acest punct de contact. Și Dumnezeu a stabilit că acest punct de contact, să știți, nu este nimic altceva și noi inventăm acum tot felul de alte lucruri să știți că acest punct de contact este rugăciunea. Și vreau să vorbesc, probabil următoarele săptămâni, o să vorbim despre viața unui om, viața unui om care a fost un om al lui Dumnezeu, este unul dintre puținii oameni din Scriptură care nu experimentează moartea, nu experimentează moartea, a ajuns la desăvârșire înainte să moară. Și atunci n-a experimentat moartea. Și vreau să vă spun, orice văd, din orice un privesc la viața acestui om, acest om a fost un om a rugăciunii. Este descris în Scriptură ca și om a rugăciunii, chiar dacă a avut slăbiciuni ca și noi, omul ăsta a fost un om a rugăciunii și numele lui este Ilie. Ilie a fost omul lui Dumnezeu care a fost un om a rugăciunii. Oriunde te uiți în Scriptură, omul ăsta a fost un om care a înțeles ce înseamnă punctul de contact cu Dumnezeu și și-a trăit viața din acest loc, din acest loc a rugăciunii înaintea lui Dumnezeu. Și pentru că atunci când oamenii nu trăiesc aproape de Dumnezeu, experimentează această secetă și la nivel fizic și la nivel spiritual, pentru că și în vremea lui Elie n-a fost secetă doar din punct de vedere fizic, ce a fost o secetă și din punct de vedere spiritual, din pricina acelui împărat rău, care era prezent acolo, ok, vreau să ne uităm în următoarele săptămâni la viața lui Ilie și nădăjduiesc că Dumnezeu va aprinde mai mult viața noastră de rugăciune. Dacă este ceva ce e necesar în rugăciune, sunt necesare aceste două elemente care le vezi la Ilie. Ilie a avut credință în rugăciune, și Elia a avut o rugăciune fierbinte înaintea lui Dumnezeu. Sunt două elemente care nu le mai prea văd în rugăciunea din ziua de astăzi. Rugăciuni făcute cu credință înaintea lui Dumnezeu și rugăciuni fierbinți înaintea lui. Rugăciuni cu credință și rugăciuni fierbinți. Pentru mulți oameni rugăciunea așa, ca imnul național, înainte de meciul de fotbal la echipe naționale. Îl cânt, însă nu are nicio legătură cu bătălia care se dă apoi în teren. Cam așa e pentru mulți dintre noi, dar de la Ilie putem învăța despre acest punct de contact și cum funcționează el. N-am auzit despre rugăciune, vorbind despre ea, însă e nevoie să experimentăm ce înseamnă rugăciune cu adevărat. Sau pentru a înțelege de ce rugăciunea este punctul tău de contact, trebuie să înțelegi ce declarații, ce a rostit Dumnezeu atunci când El a creat pe om. Și că atunci când Dumnezeu ne-a creat, când a creat pe Adam și Eva, el a spus aceste cuvinte care guvernează felul în care el va interacționa cu omul în întreaga lui istorie. Ei să stăpânească. Știți? Ei să stăpânească. Ei să guverneze. Dar știți că este imposibil să guvernezi fără rugăciune. Dacă vă uitați în scripturi la Elie, Elie a guvernat toată viața lui v uitat cum sunt spuse rugăciunile lui Ilie. Ilie spune, nu va fi ploaie decât la cuvântul meu. Și unii au impresia că Ilie e arogant. Nu, Ilie a învățat cum să stăpânească prin rugăciune. Cum să guverneze prin rugăciune. Vă aduceți aminte ce ne învață Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos în rugăciunea Tatăl nostru, Spune să ne rugăm, spune așa să vă rugați. Dacă vreți să învățați cum să vă rugați, așa să vă rugați. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ și ne spune foarte clar că împărăția lui Dumnezeu, care guvernează întreg universul, este stabilită pe pământ prin rugăciune. Mă auziți? Împărăția lui Dumnezeu este stabilită pe pământ prin rugăciune prin rugăciune. De aia așa să vă rugați, să vină împărăția, să se facă voia Lui, pentru că prin rugăciune veți guverna pe acest pământ. Veți stăpâni peste acest pământ. Veți stăpâni peste circunstanțe, veți stăpâni peste lucruri și nevoie să ne întoarcem în acest loc a rugăciunii, pentru că rugăciunea e mecanismul pe care Dumnezeu l-a stabilit, care este absolut necesar pentru că El să înfăptuiască ceea ce El intenționează. Voia Lui Dumnezeu pe pământ se stabilește prin rugăciunile noastre. Dar cât de des ne rugăm arată cât de mult suntem dispuși să facem voia Lui Dumnezeu. M-auziți? Cât de des ne rugăm scoate în evidență cât de, cât de mult suntem dispuși să facem voia Lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu te rogi, nu ai cum să cauți să umbli în voia Lui Dumnezeu. Putem să luăm o pauză și să facem o evaluare personală? Cât de mult vrem voia Lui Dumnezeu în viața noastră? Se vede în cât de multe rogi. În ultima lună, cât de mult ai rugat? Cât de mult ai rugat, reflectă cât de mult ți ai dorit să se facă voia Lui, nu voia ta. Vezi, trebuie să restabilim acest principiu împărăției, pentru că noi facem parte din împărăția lui Dumnezeu, nu din împărăția noastră. Dacă nu stai în împărăția lui Dumnezeu, dacă tu nu ai un împărat față de care te supui, pe care lasă și împlinească planurile prin tine, n-ai înțeles nimic din Evanghelie. Pentru că tot ceea ce Dumnezeu a vorbit prin Fiul Său pe pământ a fost despre împărăția lui Dumnezeu. Ați observat? Mai sunteți cu mine. Știți care a fost primul mesaj al Domnului Isus Hristos pe pământ? Marcu 1. Cred că cu versetul 15. Domnul Isus a început să propovăduiască. Și asta e mesajul lui. S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Primul mesaj al Domnului Isus a fost despre împărăție. Primul mesaj al lui a fost despre împărăție. Știți care a fost ultimul mesaj al Domnului Isus pe pământ? Și îi spune cuvântul lui Dumnezeu în fapte. Spune că după înviere, Iisus a mai stat 40 de zile cu ei pe pământ. Știți ce le-a vorbit? Spune că le-a vorbit lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Dar trebuie să ne schimbăm mentalitatea, pentru că suntem prea mult într-o democrație bisericească și prea puțin trăim într-o într teocrație divină. Adică, prea mult stăpânii noștri, sau felul în care noi ne uităm la guvernare, sunt liderii bisericii. Nu liderii bisericii sunt cei ce guvernează peste biserică. Mă auziți? Și liderii bisericii trebuie să audă lucrul ăsta. Nu liderii bisericii guvernează peste biserică. Peste biserică trebuie să guverneze Domnul Isus Hristos. Biserica este parte a împărăției, nu este împărăția. Împărăția este mult mai mult decât biserica. Biserica este parte a împărăției în vremea de acum. Dar peste biserică guvernează Dumnezeu. Stăpânește Dumnezeu. Și atunci, noi foarte ușor ne raportăm la lideri. Și, și mă, dacă îmi place ce zice liderul, e ok. Dacă nu îmi place să fie sănătos, să știți că, pf, ca și lider spiritual, poți să văd lucrul ăsta. Tu poți să vorbești cu oamenii uneori și oamenii se uită la tine și zic că, hai, mă lasă-mă. Pentru că ei nu înțeleg că nu eu guvernez aici și nu noi guvernăm aici, ci Dumnezeu guvernează aici. Și în măsura în care noi lăsăm pe Dumnezeu să guverneze și cel puțin in inima mea. Pentru că vă zic sincer, eu nu pot să păstoresc o biserică prin puterile mele, prin înțelepciunea mea, prin ce am eu și nimeni altcineva nu poate. Noi, fiecare dintre noi, trebuie în mod constant să încredințăm biserica în mâna lui Dumnezeu. El este singurul care poate să o guverneze, care poate să o păstorească. El o face prin niște ființe ca și noi, dar El este deasupra noastră în guvernarea acestui lucru. Dar no, să știți că rugăciunea îl face pe Dumnezeu să facă ceea ce nu avea în plan să facă, dar ceea ce face este să îl determine pe Dumnezeu să facă ceea ce el a stabilit că va face. Să rugăciunea nu îl face pe Dumnezeu să facă ceea ce nu avea în plan să facă, dar ceea ce face este să îl determine pe Dumnezeu să facă ceea ce el a stabilit că va face. Vom fi mulți dintre noi care vom ajunge în eternitate și Dumnezeu ne va arăta tot felul de lucruri care le stabilise că le va face prin noi, care ar fi putut fi înfăptuite, necesar să fie făcute, dar care nu s-au făcut deoarece nu ne-am rugat. Și țin minte lucrul ăsta. Cu 20 de ani în urmă am întâlnit un om care a devenit mentorul meu, care era un om al rugăciunii, care era un om al prezenței lui Dumnezeu. Și Eram nou în credință, nu știam prea multe lucruri și eram fascinat de ce relație are omul ăsta cu Dumnezeu. Și l-am întrebat, hei, cât timp te rogi în fiecare zi? Și el mi-a zis, eu mă rog până când el vine. Până când el vine. Și apoi mi-a mai zis un alt lucru. Mi-a zis, când voi sta înaintea lui Dumnezeu, mai degrabă vreau să aud pe Dumnezeu spunându-mi, tu atâta ai stat de mine, atâta mai bătut la cap, ai fost ca văduvaia care nu m ai lăsat. Până când nu am împlinit ceea ce aveam stabilit să împlinesc, a spus, mai degrabă vreau să aud asta de la Dumnezeu, că atât ai stăruit de mine, atât ai stat înaintea mea ca să împlinesc, ca să fac lucrurile care am avut să le fac, decât să fiu un om care stă în într -un Dumnezeu și Dumnezeu îi zice aș fi avut așa de multe lucruri pe care să le fac prin tine, dar pentru că nu le-ai cerut. Nu ai intrat în posesia lor. Pentru că un principiu al împărăției lui Dumnezeu este cereți, vă aduceți aminte, cereți, bateți, căutați. Sau căutați, cereți, bateți. E un principiu al împărăției Lui Dumnezeu. Să știți că împărăția Lui Dumnezeu funcționează pe principiul ăsta. Nu primești dacă nu ceri, dacă nu cauți, dacă nu bați. Unii dintre noi vrem și așteptăm ca lucrurile să vină așa, pam, pam. Lucrurile nu vin pam, pam în împărăția Lui Dumnezeu, să știți. Există un principiu al împărăției care are de-a face cu a cere, cu a căuta și cu a bate. Când faci lucrul ăsta, rugăciunea activează planul și voia Lui Dumnezeu stabilită pentru viața ta. Pentru că rugăciunea e mecanismul prin care accesezi puterea Lui Dumnezeu din lumea invizibilă pentru a o vedea la lucru în lumea fizică. Dar când Dumnezeu acționează, omul devine punctul de distribuire activității sale supranaturală. Și acum să trecem la personajul nostru, la Elie. Vă aduceți aminte, dacă aveți Sfânta Scriptură, puteți să deschideți la 1 împăraț, capitolul 17. 1 împăraț, 17. Ilie unul dintre locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab, Viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici drovă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Vedeți cum Ilie guvernează aici? El nu spune decât după cuvântul lui Dumnezeu, ci spune decât după cuvântul meu, pentru că Elie a înțeles acest principiu al guvernării din pricina umblării în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Singurii care au dreptul să vorbească în felul ăsta și să nu-l implice pe Dumnezeu sunt cei care umblă în așa intimitate cu Dumnezeu încât ei sunt contopiți cu gândurile lui. Și asta e ceea ce se întâmplă cu Elie aici. Dar dacă vă uitați la 1 împărați 18 cu 1, un capitol mai departe, spune, au trecut multe zile și cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie în al treilea an. Du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab ca să dau ploaie pe fața pământului. Sau în capitolul 17 cu 1 spune, nu va fi ploaie, în capitolul 18 cu 1 spune, este gata să vină ploaia. În 17 cu 1 spune, voi închide cerul, în 18 cu 1 spune, voi deschide cerul. Nu, aceste afirmații au fost făcute de aceeași persoană. Și înainte să mergem mai departe, pot să vă explic puțin, cu toate că am vorbit despre asta, care e treaba cu ploaia în aceste versete. Dar dacă poți să pui pe ecran Deuteronom 11, de la 13 la 17. Pentru că ce spune Deuteronom 11, nu are de-a face doar cu poporul Israel de atunci, ci are de face și cu poporul român de acum. Spune așa Dumnezeu, dacă veți asculta de poruncile mele pe care vi le dau astăzi, dacă veți iubi pe Domnul Dumnezeul vostru și dacă îl veți sluji din toată inima voastră și din tot sufletul vostru, El va da țării voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie și ploaie târzie și vei strânge greul musul și unde lemnul. De asemenea, vă va da iarbă în câmpile tale pentru vite și vei mânca și te vei sătura. Vezi, vedeți să nu vi se amăgească inima și să vă bateți ca să slujiți altor Dumnezei și să vă închinați înaintea lor. Versetul 17. Căci atunci Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră, ar închide cerurile și n-ar mai fi ploaie. Pământul nu și-ar mai da roadele și a pieri curând din țara aceea bună pe care vă dă Dumnezeu. Dar vedeți, noi încă n-am ajuns la o criză atât de mare, dar criza poate să continue. În unele părți ale țării a început să fie restricționată apa. Dar dacă seceta asta continuă încă 2-3 ani, să știți că nu o să mai aveți cu ce să vă udați gazoanele ca să fie iarba verde. Și dacă criza asta lovește întreaga Europa, s-ar putea să fie rară apa chiar de băut pentru noi. Dragilor, există clar o idolatrie în Europa recunoscută la nivel global. Țările astea care cândva au jurat credință Dumnezeului Celui Viu, acum se închină la tot felul de alte lucruri care sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Și în țara noastră se întâmplă lucrul ăsta și nu știu dacă ați fost, sincer, în ultimele săptămâni am fost prin munți și am văzut, sincer, am văzut lacuri secate, sunt și pescare, îmi place să pescuiesc și m-am dus la un moment dat într-un loc și nu era apă. Lacul a secat complet. Altul unde pescuiam, prindeam pești. Umblam cu vestă de salvare, acum am umblat în mijlocul lacului, fără apă. E nevoie ca cineva să devină un om a rugăciunii înaintea lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu s-a mâniat. Chiar cu privire la țara noastră. Și ce vedem aici, aici, ceea ce Dumnezeu spune clar, spune că nu încălzirea globală este cauza, ci cauza este idolatria oamenilor înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă nu credeți lucrul ăsta, puteți să mergeți în continuare pe lucrurile astea, e ok să credeți că din cauza încălzirii globale se întâmplă ce se întâmplă. Eu cred că cauza este alta, este una spirituală. Pentru că Dumnezeu a spus că dacă ne vom îndepărta de El și vor merge spre alți Dumnezei, dacă vom renunța la Dumnezeu pentru alții sau pentru altceva, el închide cerul. Na motivul pentru care Elie se roagă e bazat pe ceva ce Dumnezeu stabilise cu mulți ani înainte prin Moise. Vedeți rugăciunea lui Ilie atunci când vine și închide cerul, nu este o rugăciune care vine de la el. M-am supărat eu pe Ahab că ăsta e rău și nu știu ce și acum, nu, nu, nu. Lucrul se era stabilit în Scripturi. Dumnezeu deja spusese cu mulți, mulți ani în urmă Omului Dumnezeu trebuie să aibă ochii deschiși și să înțeleagă că atunci când există idolatrie în țară, Dumnezeu închide robinetul de peste noi. Și atunci omul Dumnezeu poate să proclame această judecată a secetei care vine aici. Dar dacă nu știi Cuvântul Dumnezeu, nu știi ce este rogi, deoarece Cuvântul Dumnezeu trebuie să fie fundamentul cererilor noastre. Doamne, ajută-ne! Biserica Lumina, trebuie să ne fundamentăm în cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să știm ce spune cuvântul lui Dumnezeu pentru a nu proclama prostii, pentru a nu sta în prostii, ci pentru a sta în ceea ce cuvântul Lui Dumnezeu spune. Motivul pentru care ne rugăm la modul general, binecuvintează-mă, ajută-mă, e pentru că nu avem acest punct de contact despre care știm că îl putem accesa prin Scriptură ca și fundament al cerinților noastre. Majoritatea credincioșilor să știți că nici măcar nu știu ce e interesat Domnul să lucreze în afară de câteva lucruri din zona Harului. Și motivul în care așa de multe rugăciuni sunt vagi e pentru că nu sunt fundamentate pe ceea ce Dumnezeu a spus. Chiar dacă principiul a fost stabilit cu mulți ani în urmă, acesta e aplicabil în situația lui Ilie și să știți că e aplicabil în situația noastră în secolul 21. Sunt principii din Biblie aplicabile astăzi, Scenariului nostru pe care nu -o, uh, o să le vedem întâmplându-se, deoarece nu știm cum să facem conexiunea asta între ceea ce noi cerem și ceea ce Dumnezeu a stabilit deja. Dar dacă vă uitați în Iacov 5, Iacov spune: mărturisiți vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a nepreheni. și Apoi, E descrierea asta. El era un om supus acelor la jurgăciu, ă, slăbiciuni ca și noi, dar s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat. Deloc în țară, trei ani și șase luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Dumnezeu a spus, nu va ploua, un împărat 17, Dumnezeu a spus, va ploua, un împărat 18 și o prăpastie de trei ani și jumătate între capitolul 17 și capitolul 18, cauzat de idolatrie și schimbarea situației a avut loc doar după ce problema idolatriei a fost adresată. Să știți că câtă vreme a fost idolatrie, ce s-a întâmplat? Nu a fost ploaie. Nu a fost ploaie. Și să știți că tare mă tem Că dacă idolatria nu este adresată la nivel național, o să intrăm în niște sezoane care să fie teribile pentru noi. De aceea ai nevoie de oameni a rugăciunii care să stea în spărtură și care să înalți un zid. Idolatria, să știți, este orice sursă neautorizată, orice persoană, orice loc, orice obiect la care te uiți ca să-ți împlinești nevoile. Idolii pot fi oameni, copii, personalități, locuri, slujbe, obiecte, bani, cariere, proprietăți, mașini, case, orice lucru la care te uiți pentru fericire, din care faci sursa ta de bucurie și de viață în afara lui Dumnezeu, să știi că e un idol. Și omul e capabil să vină duminica la închinare, în timp ce toată săptămâna se închină la idolii lui. Și știu că știți asta. Dar când se întâmplă lucrurile astea, știți că acolo în viața celui om nu este ploaie. Și v-am zis că ploaia poate să fie ceva fizic și noi experimentăm și în lumea fizică lucrul ăsta, ploaia poate fi ceva spiritual. Pur și simplu, trăiești viața fără să umbli în binecuvântare. Să știți că faptul că ai mulți bani nu înseamnă că ești binecuvântat. Sunteți cu mine. Să ai mulți bani nu înseamnă să fii binecuvântat. Banii poate să fie o binecuvântare în funcție de felul în care tu îi administrezi. Dar bucuria, pacea, bucuria, pacea și împlinirea lăuntrică sunt binecuvântări ale Lui Dumnezeu. Și asta poți să le ai în orice circunstanță și în orice contexte. Omul binecuvântat, chiar și în circunstanțe dificile, are pace de bucurie, pace. Parte de bucurie, pace și împlinire în omul lăuntric. Sau Dumnezeu nu lasă ploaia binecuvântării pentru că noi nu stăm aproape de el și ne îndepărtăm mergând spre idoli. E foarte interesant. Vedeți aici în Scripturi, în capitolul 18, versetul 1. Trebuie deci să vă uitați în capitolul 18, verset 1. Dumnezeu merge la Ilie, deci Dumnezeu îl pune pe Ilie în, în capitolul 17 să se roagă și să spună: Nu va fi ploaie decât la cuvântul meu. Și apoi în capitolul 18, versetul 1, ceva ciudat aici ce se întâmplă. Spune, au trecut multe zile și cuvântul Domnului, cuvântul Domnului, a vorbit astfel lui Ilie în al treilea an și i-a zis: Du-te și înfățișează înaintea lui Ahab ca să dau ploaie pe fața Pământului. Vezi că Dumnezeu nu lucrează fără să-l folosească pe Ilie? îl pune tot pe Ilie să fie cel care spune va fi ploaie. Dumnezeu putea să facă să plouă fără să-l implice pe Ilie. Dar Dumnezeu îl implică pe Ilie aici și spune, după trei ani jumate, Dumnezeu îi se arată și spune, hei, vreau să te înfățișezi înaintea lui Ahab și să spui, acum o să vină ploaia. Chiar dacă el a stabilit cum îi treaba cu ploaia, el nu a făcut acest lucru până când Ilie nu s-a rugat să so, lucrurile s-au întâmplat în urma rugăciunilor sale. Dumnezeu a stabilit lucruri specifice pentru viețile noastre, iar lucrurile alea stau gata să se întâmple la timpul potrivit, însă se vor întâmpla doar atunci când tu te vei ruga, când punctul de contact este activat. Să so, poți avea aceste lucruri stabilite de mult de Dumnezeu pentru tine, dar să nu se întâmplă pentru că tu nu te-ai rugat pentru ele. De aceea e necesar ca noi să umblăm în această relație intimă cu Dumnezeu, că El să ne descoperă când, ce și cum să ne rugăm. Mulți putem să stăm toată viața noastră și să ratăm toate binecuvântările Lui Dumnezeu și să nu ne rugăm niciodată pentru anumite lucruri care Dumnezeu le-a avut pregătite pentru noi pentru că dacă nu intri, dacă nu trăiești într-o stare de intimitate cu Dumnezeu, tu nu ai cum să accesezi aceste lucruri. Înțelegeți de ce este atât de important ca noi să avem o viață intimă cu Dumnezeu. Pentru că dacă nu ai o viață intimă cu Dumnezeu, tu nu poți să accesezi lucrurile lui Dumnezeu. Tu nu știi ce trebuie să te rogi, când trebuie să te rogi, cum trebuie să te rogi, ca aceste lucruri să vină în ființă, ca aceste lucruri să fie pentru tine, pentru viața ta. Și când te uiți în biserici, Majoritatea oamenilor și vin numai ca la biserică, ok, împlinesc anumite lucruri, dar ei nu umblă în acea intimitate cu Dumnezeu ca să se declanșeze lucrurile în Dumnezeu. Și lucrul ăsta, frași și surori, e un lucru care trebuie să se schimbe în biserica noastră. Și nu doar în biserica noastră, în orice biserică din țara noastră. Oameni care vin la programe, care nu umblă în intimitate, care nu au o trăire cu Dumnezeu în care Dumnezeu să le vorbească specific, o trăire specifică cu Dumnezeu. Trebuie să spui întrebări și am spus chiar săptămâna trecută lucrul ăsta. Să nu ajungi greoi, greoi la minte. Adică să asculți non-stop chestii religioase, dar să nu auzi glasul lui Dumnezeu. Să spui piese după piese după piese, cântei după cântei după cânte să spună numai despre frumusețea, gloria, dragostea lui Dumnezeu, să pui predici de dimineață până seară, de la cei mai preferați predicatori ai tăi, să stai și să pui predici după predici băieți, și să zici, bine vorbești ăsta, dar să nu te întâlnești cu Dumnezeu care să-ți transforme viața. Tu trebuie să deosebești lucrul ăsta, trebuie să faci o deosebire între ceea ce auzi în fiecare zi și, bă, ai, și fain a fost, Man, ce bine zice, îmi place de asta. Le dă tare, le spune nu știu cum. Și Dumnezeu mi-a vorbit, mi-a străpuns inima. S-a întâlnit cu mine. Am avut o întâlnire cu Dumnezeu. Când s-a întâmplat ultima dată lucrul ăsta, să ai o întâlnire cu Dumnezeu, când Dumnezeu ți-a străpuns inima, când ai știut clar că trebuie să schimbi ceva la tine, că trebuie să faci altceva cu tine, cu viața ta. Sunteți cu mine. Când s-a întâmplat lucrul ăsta? Tu trebuie să spui întrebarea asta, pentru că dacă nu po poți să vii duminică de duminică la biserică, și super, ai fost la biserică. Ajungi de gândești că, bă, biserica de vină, nu, nu, mai vorbești Dumnezeu aici. Se poate ca tu să fii ajuns greoi la minte. Asculți în fiecare zi pe alții, din alte biserici, din alte contexte și Dumnezeu tot nu-ți vorbește pentru că ai ajuns greoi la minte. Greoi în gândirea ta. Noi trebuie să avem întâlniri cu Dumnezeu constant în care Dumnezeu străpunge inima noastră. Dacă nu avem noi personal o problemă, Na, în 1 împărață, 18 cu 41, Ilie spune se aude sunet de ploaie. Ce înseamnă că se aude sunet de ploaie? 18 cu 41. Se aude sunet de ploaie. Gândiți-vă că Ilie a auzit sunete de ploaie înainte ca ceva să se întâmple. Bănuiesc că sunet sau vuie de ploaie înseamnă Ilie a auzit fulgere și tunete. Că ăsta sună sunetul ploii. Și știu lucrul ăsta, pentru că e adevăr. Cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atât poți auzi mai clar planurile sale. Cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atât poți să auzi mai clar planurile sale. Cu cât ești mai departe de Dumnezeu, cu atât trăiești mai mult în planurile tale. Cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atât auzi mai clar planurile sale. Și frați și surori, un lucru care chiar mi-a sfâșiat inima în vara asta. E realizarea faptului că pot să fiu bisericos 20 de ani. Și să nu umblu planurile lui. Și să fac activități bisericești săptămână de săptămână, să predic săptămână de săptămână, dar să știi că să stai și să predi săptămână de săptămână, ceea ce implică, să zic, câteva zeci de ore de pregătire și predicarea 50 de minute, nu înseamnă că tu umbli în planurile lui Dumnezeu. Tu ai zădărnicit o grămadă de alte ore în care tu ar trebui să faci ceva pentru împărăția lui Dumnezeu. M-auziți? Să știți că e la fel cu cântatul, pentru că tu zici, ja, eu, eu sunt închinător, eu conduc închinarea duminică, ăsta e planul Dumnezeu pentru mine. De luni până sâmbătă, ce faci? De dimineață, de când te trezești, până seara când te culci. Să știi că de, la, de când te-ai trezit, până te pui în pat, Dumnezeu ar fi avut un plan cu tine. Să știi treaba asta. De dimineață până seara, Dumnezeu a avut un plan cu tine. Dacă este ceva ce mi-am stabilit în următorii doi ani și dacă este o viziune care vreau și știu că asta numai Dumnezeu poate să facă, cu privire la Biserica Lumina, e să ajunge în fiecare dintre noi să dăm socoteală săptămânal de ceea ce am umblat cu Dumnezeu. Sunt unii care dau socoteală o dată pe an, o dată pe sezon, să umbli săptămânal, ce puțin. Bine, tu ar trebui să umbli zilnic, ar trebui să umbli în fiecare oră, dar ce puțin să ajungem ca săptămânal să dăm socoteală de ceea ce am făcut înainte lui Dumnezeu. Și că sunt două personaje aici, în textul ăsta, unul care aude sunet de ploaie și unul care e surd spiritual. Aha, era surd spiritual. Și tu poți să vii în biserică să fii surd spiritual, săptămână de săptămână. Să auzi aceleași lucruri și tu să nu să nu facă clic deloc în inima ta. Problema e că vrem să auzim de la Dumnezeu în timp ce păstrăm distanță față de El. Intimitatea e cheia auzirii vocii lui Dumnezeu și am vorbit despre asta de multe ori. Doar în intimitate cu Dumnezeu poți să percepi vocea Lui. Și ilustrația una simplă. Câți dintre voi aveți radio vocea Evangheliei? Aoleu! Radio vocea Evangheliei? V-am întrebat câți aveți, nu câți ascultați. Cei care ascultați Radio Vocea Evangheliei la radio, nu? Prin oraș se aude bine Radio Vocea Evangheliei. Se aude, nu? Dar dacă mergeți la 40-50 de kilometri, mai auziți bine. Pe acolo, pe lângă rad, interferențe. La fel e și cu auzirea vocii lui Dumnezeu. Dacă umbli în intimitate cu El, o să auzi glasul Lui. Cu cât te depărtezi mai mult de El, tu auzi voci, dar nu-i vocea lui Dumnezeu. De aceea trebuie să stăm aproape de Dumnezeu. Să nu ne îndepărtăm de stația radio a Duhului Sfânt, pentru că e adios semnal. S o rugăciune este o comunicare relațională cu Dumnezeu, nu o comunicare rituală cu Dumnezeu. Și, și aici avem o problemă, pentru că mulți am ajuns la o, la o comunicare rituală cu Dumnezeu, nu la o comunicare relațională cu Dumnezeu. Comunicarea rituală, și înseamnă? Mă rog că așa e bine, că așa am fost învățat. Și tu în fiecare dimineață ai tu rugăciunile tale și te rogi alea ce ai fost tu învățat și 20 de ani și eu m-am rugat. Am știut rugăciunea tatăl nostru, înger, îngerașul meu, dar mă rugam așa că nu, erau faine să zic seara înainte să dorm. Era o comunicare nu relațională, ci rituală. Și dacă și atunci când cineva te pune să te rogi la masă, deja transpiri și nu știi ce trebuie să spui, să știi că ai o comunicare rituală cu Dumnezeu, nu una relațională. Comunicarea relațională e atunci când te rogi din dragoste, ca să fii aproape de El sau din prea plinul inimii tale față de Dumnezeu. Și să știți că ori de câte ori un om al Lui Dumnezeu se roagă în felul ăsta, oamenii din jur simt. Nu e așa că știm Puteți ridicați o mână sus. Știm când celălalt se roagă așa ritualic și nu relațional. E așa sau nu e așa? E ceva care mai discerne. Mâna sus. Nu, tu știi că tu iau și omul nu își găsește cuvintele Pentru că au fost pe nepregătite. Mă întreb câți oameni nu își pregătesc înainte în mintea lor ritualic când cineva zice, vezi că te pun să te rogi, azi, mamă, deja îți cauți cuvintele, dicționare. Și... Asta lucruri ritualice. Asta arată că tu nu ai o relație cu Dumnezeu. Versetul 42. Următorul verset, Ahab s-a suit să mănânce și să bea. Despre asta era viața lui. Dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului și plecându-se la pământ s-a așezat cu fața între genunchi. Și aici un lucru care Dumnezeu mi-a vorbit mie specific pentru următorul an, legat de biserica noastră. Și dacă este un lucru pentru care să te rogi când vine vorba de fratele pastor. Asta să fie rugăciunea ta. Pentru că este locul în care Dumnezeu mi-a zis că trebuie să merg. Eu personal, înainte lui Dumnezeu. Vă spun ce se întâmplă aici. Pentru că e o descriere clară a ceva ce se întâmplă. Pentru ceea ce a urmat să-i ceară lui Dumnezeu, avea nevoie de un loc, de o atmosferă care să nu l distragă, de aceea se duce pe muntele Carmel, un loc ca și Ghețiman, dar nu era necesar doar atât. Să știți că poziția în care stă Ilie, pentru că e descrisă aici o poziție, s-a așezat cu fața între genunchi. Ok? S-a așezat cu fața între genunchi. Să știți că unii puteți să aveți și o fel de fel de imagini. Poziția era o poziție de travaliu. Poziția era o poziție de travaliu. Ilia a intrat într-un travaliu spiritual. Există și probabil este cea mai înaltă formă de rugăciune. Este intrarea în travaliu spiritual. Nu știu dacă ați experimentat vreodată sau nu lucrul ăsta. Dar oamenii lui Dumnezeu în Scripturi, mai mulți dintre ei au intrat în travaliu spiritual. Este locul unde se naște ceva. Ca să vă dau un exemplu cât mai clar din Scripturi, în grădina Ghețimani, când sudoarea Domnului Iisus Hristos se transformă în sânge, Iisus a fost în travaliu spiritual. Este un loc în care tu naști ceva în lumea spirituală. Naști ceva duhovnicesc. Majoritatea comentatorilor teologi, teologici spun că în grădina Ghețiman, Domnul Iisus Hristos a intrat în travaliu pentru biserica care urma să se nască în faptele apostolilor. Iisus a fost în travaliu spiritual. Vedeți, când, când oamenii lui Dumnezeu vor să vină mulți în împărăție, și când Dumnezeu îi atinge și îi însărcinează cu ceva, oamenii și al Lui Dumnezeu intră într-un travaliu spiritual. Și în travaliu spiritual, descrierea rugăciunii Domnului Iisus Hristos în Evrei 5, în care spune că s-a rugat cu strigăte mari. Travaliu spiritual, să știți că nu stai la cafea și bei cafea, o citești din Biblie și te rogi. Nu, ăla nu-i travaliu spiritual. M-ați auzit? Travaliu spiritual e când, când simți durerile nașterii, asta spune Apostolul Pavel, care și el a fost în travalul spiritual de mai multe ori, agonizezi înaintea lui Dumnezeu pentru ceva. Și dacă e ceva ce să vă rugați pentru mine, e să ajung în acest loc, pentru că Dumnezeu vrea să nască ceva în următorii doi ani în biserica noastră. El vrea să nască ceva. Dar vreau să știți, eu vă spun despre mine personal, nu sunt în acel loc încă în care să fiu un însărcinat cu ceva de la Dumnezeu. Și în, în voi vă gândiți, bă, ce vorbește ăsta? Vorbesc despre o însărcinare spirituală în care oamenii Lui Dumnezeu au fost. Puteți să studiați, dacă vreți, cuvântul agonizo în limba, în limba greacă. Pavel a agonizat în mai multe feluri. Spune, mă lupt în rugăciunile mele, agonizez în rugăciunile mele, pentru ca chipul lui Hristos să ia ființă în voi. Asta a fost unul dintre lucrurile pentru care Pavel a agonizat. Mă lupt, lupta cea bună a credinței, a agonizat, a credința să fie răspândită mai mult. Nailie în acest loc al travalului spiritual și stă în această poziție de travaliu și se roagă fierbinte înaintea lui Dumnezeu ca să se întâmple un miracol. Dumnezeu deja ai vorbit despre sunetul de ploaie, înțelegeți? Înainte să fie un travaliu, trebuie să fie vocea lui Dumnezeu clară care spune vreau să nasc lucrul ăsta. Și apoi, după ce se întâmplă lucrul ăsta, și așa se întâmplă și cu Ilie, după ce Dumnezeu îi arată sau aude sunetul de ploaie, se duce în acel loc al travaliului, Stă în poziția asta de travaliu ca să se întâmple o minune, ca să se întâmple o manifestare supranaturală, ca ploaia să vină din nou pe pământ. Și apoi versetul 43. După ce stă în acest travaliu. Spune că Elia a zis slujitorului să o suie suete și uită-te înspre mare. Slujitorul s-a suit și s-a uitat și a zis, nu este nimic. Și le zice, mai du-te odată, nu este nimic. Mai du-te odată, nu este nimic. Și a șaptea oară zice, zice de șapte ori du-te iarăși. versetul 44 spune a șapte ore slujitorul a zis, iată că se ridică un or mic din mare, ca o palmă de om. Și Ilia a zis, suete și spune lui Ahab, înhamă și coboară-te ca să nu te oprească ploaia. Deja acolo, după ce tu ești în cravaliu, ai o credință atât de puternică că ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit se va întâmpla încât ești de neclintit, indiferent dacă nu se vede nimic la orizont. Înțelegeți? Acolo în travaliu tu primești o credință puternică că ceea ce Dumnezeu a stabilit, ceea ce Dumnezeu a spus în mod general în Deuteronom 11, că va ploa. dacă tu te vei întoarce la Dumnezeu, se întâmplă specific în viața ta. Da, vedeți, frați și surori, rugăciunea nu e atât de simplă cum credem noi. M-am zis câteva cuvinte și aștept să se întâmple lucruri. Nu. Rugăciunea asta e rugăciune în care este o muncă a sufletului înaintea lui Dumnezeu. Se întâmplă ceva spiritual în agonizarea ta. De fapt, când faci aceste lucruri, să știi că naști niște lucruri care sunt un ecou în eternitate. Aș putea să merg mai departe, pentru că se mai întâmplă un lucru aici, chiar dacă Ilie era un om în vârstă, aleargă mai tare decât caii lui Ahab. Deci uh, următorul, următoarele versete. Ilie, om în vârstă, aleargă mai tare ca și caii lui Ahab. Și asta pentru că spune cuvântul Dumnezeu acolo că mâna Domnului era peste el. Aia e diferența. Mâna Domnului a fost peste el. Domnul a dat putere și Domnul îți dă putere atunci când ești implicat în lucrările sale. Dar este un lucru specific ce Dumnezeu mi-a vorbit pentru dimineața asta. Și vreau să îl împărtășesc cu voi. Indiferent, indiferent cât de mari sunt crizele, indiferent cât de teribile sunt circumstanțele, Indiferent de cât de deznădăjduită este situația în care tu te afli. Dacă începi să umbli în intimitate cu Dumnezeu și lași pe Dumnezeu să pună poverile Lui în tine. Și ajungi în acest loc al travaliului înaintea lui, să știi că apoi orice lucru se întâmplă. Și vreau să vă dau câteva exemple, vreau să vă dau câteva exemple. Am întâlnit. Bărbați care au fost îndărătnici, împotrivitori, bajocoritori, chinuiți de înduneric. Dar din pricina travaliului soților lor înaintea lui Dumnezeu, oamenii s-au întors la Dumnezeu. Din pricina travaliului în rugăciune a soților lor, oamenii s-au întors la Dumnezeu. Când ai o viață de intimitate cu Dumnezeu. Știți unde duce intimitatea? Intimitatea duce la nașteri. Când ai o viață de intimitate cu Dumnezeu, Dumnezeu pune poverile Lui în ființa ta. Și poverile Lui în ființa ta poate să fie cineva drag al tău, care îl vezi că se chinuie, că e rătăcit, că umblă cum n-ar trebui să umble. Asta poate fi o povară al Dumnezeu. Povara lui Dumnezeu în tine poate să fie un oraș, poate să fie un sat, poate să fie un neam, poate să fie o națiune, poate să fie un continent, poate să fie o problemă specifică, cum sunt avorturile în România, sau cum este seceta din România, sau cum sunt poate problema copiilor abandonați din România, când Dumnezeu ajungi la o intimitate cu Dumnezeu, să știi că Dumnezeu te însărcinează cu lucruri divine care sunt ecouri înspre eternitate și acolo e o lucrare mare pe care Dumnezeu te cheamă să o faci. Da, frați și soror, majoritatea oamenilor nu ajung aici pentru că nu plătesc acest preț al intimității. Dar pentru oamenii care plătesc un preț al intimității, să știți, Că acolo se nasc lucrări, acolo se nasc biserici, acolo se nasc din nou oameni, acolo se nasc lucrările glorioase ale Lui Dumnezeu. Să știți că trezirile spirituale nu se nasc mergând la conferință și rugându-ne cu voce tare. Mai sunteți cu mine? Trezirile spirituale nu se nasc pe stadioane. Trezile spirituale se nasc în camerele astea de naștere, când cineva primește o povară de la Dumnezeu în ființa lui lăuntrică, și stă în acel loc al strigătului înaintea lui Dumnezeu. Am ajuns într-o secetă atât de mare încât orice chestie mică se întâmplă în țara noastră, e trezire spirituală. Vreau să vă spun foarte clar, în țara noastră acum nu este trezire spirituală. Când este o trezire spirituală, se întâmplă ceva ce tu nici măcar nu-ți imaginezi. Pe o rază de câțiva kilometri, zeci de kilometri, oamenii se întorc la Dumnezeu fără să audă ceva. Oamenii intră într-o alertă, se întâmplă prezența Lui Dumnezeu, greutatea slavă Lui Dumnezeu atât de mare peste oameni, încât oamenii se pocăiesc, oamenii își plâng păcatele, prezența Lui Dumnezeu, slava Lui Dumnezeu se arată, se întâmplă minuni extraordinare, se întâmplă lucruri supranaturale, inimaginabile, spitale întregi, sunt eliberate de bolnavi. Asta înseamnă când o trezire spirituală îi într-un loc. Nu că ne adunăm câteva mii, că ne-am pus noi împreună să facem ceva. Nu asta e trezirea spirituală. Trezirea spirituală are de-a face cu prezența, cu slava Lui Dumnezeu, cu greutatea gloriei Lui Dumnezeu, care transformă pur și simplu mulțim de oameni. Dar când cineva umblă în intimitate cu Dumnezeu, se întâmplă aceste lucruri. Eu nu știu pentru ce Vrea Dumnezeu. Știu că Dumnezeu mi-a vorbit, de asta v-am și spus să vă rugați, dar nu știu pentru ce. Poate ceea ce Dumnezeu vrea e ca în biserica noastră oamenii să iese din starea de om căldicel. Poate aia e ceea ce Dumnezeu vrea să pună povară în ființa mea londrică. Habar nu am. Dar știu că Dumnezeu o să însărcineze pe toți oamenii care umblă în intimitate cu El pentru lucruri mărețe. De aceea o chemare pentru noi, o chemare pentru noi în mijlocul secetei spirituale care are loc, îi să umblăm în intimitate cu Dumnezeu ca Dumnezeu să pună noi lucrările Lui glorioase. Vreau să stăm înaintea lui Dumnezeu, fiecare dintre noi.